Salutare lui toți! O nouă zi, o nouă plajă. Azi suntem la plaja Hawaiizinio, adică noi, ei nu citesc H-ul, Hawaii, Hawaiizinio, adică micuțul Hawaii, în traducere așa, motamo. O plajă sălbatică, de data aceasta. Nu avem nisip, îi spunem plaja așa, generic, dar nu avem deloc nisip. Este înconjurată de stânci, ceea ce îi dă un farmec aparte. Valuri perfecte pentru surf, cum spuneam, pentru cine știe. Priveliștea este senzațională. Aici este plaja, locul Hawaiizinio. Cocotierii parcă sunt străjerii plajelor, ei păzesc. Cred că din cauza stâncilor din larg, care consider că sunt un real pericol pentru surferi, văd că nu se face surf, nu e nimeni cu placa. Probabil sunt puține stânci pe care le vedem și mult mai multe pe care nu le vedem. Totuși, dacă tot am bătut drumul, vrem și noi să simțim nisipul. Avem o limbuță mică de plajă cu câțiva omuleți pe ea pe care vom încerca să o cucerim. În rest, stâncă. Stâncă, foarte multă stâncă. Muntele aici a cucerit marea. Oceanul. Bijuteriile locului, dacă mă întrebați. Aceasta este plaja. De la nord, unde vedeți muntele, și până la sud, unde ne aflăm noi, nu cred că plaja are o lățime mai mare de 50 de metri. Știți parcul acvatic, aquaparcul? Sunt convins că da. Exact asta este senzația pe care o ai din locul de unde sunt eu acum. Acest din piscina cu valuri, exact acele valuri paralele, generate de către mâna omului, cum vin paralele. Zici că ești în piscina cu valuri. Steag, semn că cineva se ocupă de plajă și avem un salvamar, pe care îl observăm aici lângă cocos. Nu cred că scapă nimic de ochiul vigilant al lui. Omul este atent. Încerc să vă duc pe această potecuță să vedem unde duce, în speranța că mai găsim vreun nisip, deși pe net nu apare. Singura bucată de nisip, singurul loc unde ne putem bucura de apă și de soare, este această plăjuță. Nu avem altceva. În rest, relieful stâncos este cel care deține supremația. Deloc prietenos cu turistul. Valorile sunt senzaționale. Poate că uneori mă voi mai repeta, voi mai folosi cuvinte. Asta prin prisma faptului că sunt absolut încântat de ceea ce văd. Sunt entuziasmat. E foarte greu să nu fii entuziasmat aici. Să nu te impresioneze locul, pomii, peisajul.
palmierii sunt peste tot, cocotierii sunt peste tot, așa cum am specificat, ei sunt șefii locului. Dacă vreți să mai vedeți și alte plaje frumoase, dacă vreți să mai vedeți și alte locuri frumoase, urmăriți-mă. Eu sunt convins că voi ajunge la sufletele voastre prin locurile pe care le voi alege și le voi filma. Aveți grijă de voi!